venirea nouă gata, o să facem un experiment. Un experiment. Facem un experiment. Un super experiment. Un super experiment. Vă spun eu despre ce este vorba. Despre erupția unui vulcan. Dar mai întâi îl pregătim, nu? Da. Pregătim vulcanul. Da. Așa e. Uite, luăm vulcanul. Așa. E locul tău mai. Și pregătim, da. Uite, aici o să pictăm cu verde. Aceștia vor fi copaci, da? Și acesta va fi vulcanul. Cu ce culoare facem vulcanul? Cu? Da, dar putem face cu maro pentru că lava o să fie un fum roșu, nu? Bun. Uite aici, va adus mai apă. Ai și frunzeții și branșii. Am detectat o culoare sunt cu lava maro, negru și roșu amestecate și geamă. Da, maro. Uite aici. Da, lasă-l acolo, ia-l prins și acolo. Punem aici. Încep. Uite așa. Ce facem aici? Începem și pictăm. Da? Îl pregătim. Da. Cu maro. Hai. O, maro e acesta. E, acela este roșu. Poți să vezi acesta. Hai. Pictați. Pregătim vulcanul, da? Așa. Trebuie să-l pictăm pe tot, iar aici o să facem cu verde, da? Dar voi știți ce este un vulcan? Nu știu. Vă spune mami. Este un munte care erupe. Continuăm, da? Uitați, este frumos. Este foarte frumos. Mami, am dat un pic de la copaci. Nu-i nimic, că venim apoi cu verde și o să se vadă frumos. Știi? Adică nu... se schimbă culoarea? Da. Nu toți vulcanii au această formă conică. Unii pot erupe și prin fisuri. Adică prin prăpături, nu? Și copaci. Cum se formează lava? Bună întrebare! Vă spun acum. Deci, în interiorul pământului, unde temperaturile sunt foarte, foarte ridicate, rocile sunt topite și formează o substanță foarte, foarte fierbinte numită magmă. Odată ce magma ajunge pe suprafața pământului, datorită erupției vulcanului, aceasta se numește lavă. Să-i întrebăm pe abonații noștri dacă ei știu ce este acela vulcan? Wow! Voi știam ce este un vulcan! Dacă da, scrieți în comentarii. Sau dacă știți mai multe decât știm noi, la fel, scrieți în comentarii. După ce erupe vulcanul, lava se răcește și se tărește, astfel că vulcanul devine tot mai mare. Voi știați? Știați că vulcanii pot erupe atât pe pământ, cât și sub apă. Uite, eu fac cu verde, mami, stai și copii, sunt aici. Întoarcem vulcanul. Tu continui cu maro și eu fac aici. Ești ca de zâmbet. Păi, asta facem. Îl pregătim. Nu este cel mai reușit vulcan. Dar... o să iasă frumos. Dar nu-i nimic. Putem face și cu bureferul, dacă vrei. Uite, hai, stai, este deja un lume aici. Nu te-am spus. Doar ce mami, bine. Așa. Uite, și pui aici. Hai să-ți arăt. Pui aici, pui la loc. Facem așa. Trebuie un mișcări așa de tapotare. Păi nu este perfectul. Continuă. Te aluzi un pic, iar o pui. Uite așa. Iar eu fac, o faci. Și apoi să pregătim experimentul, nu? Știi de ce avem nevoie ca să producem lava? Mami, tu știi? Voi știi? Francesca, tu știi ce avem nevoie pentru acest experiment? Da! Haideți să spunem. Bicarbonat. Da. Ce altceva?
tare mult. Să spun eu? De oțet și de colorant alimentar și împreună acestea vor crea efectul de lavă. Dar mai avem puțin până îl terminăm. După cum vedeți, începe să capete semn. Da. Hai să ne mulțumim împreună atunci. Uite, eu continui cu copăcei mei. Vezi? Hai să-mi facem așa. Și eu cu pitula. Și tu cu maro. Vă tine așa, vă tine culoarea verde? Da, mami, toate culorile sunt frumoase. Pentru că eu sunt aici prima. Ce caut un loc meu? Mami, ai de fucit. Nu, trebuie să cum o să se arate când o să-i rupă vulcanul și o să curgă toată lava. Asta dacă ne iese experimentul. Ce zici, o să ne iasă? Uite ce o făcut, am ia de acolo. Nu, o să ne iasă experimentul, ce ziceți? Tu ce zici, Franci, o să ne iasă? Vreau să ne iasă în primul. Mami, ce cauți în locul meu? Scuze. Gata, aștept să termin tu. Și uite, putem să facem niște roci. Pentru că este prea târziu ca să mai și măcară să vom pietre. Mă rog. Uite, poți să continui și să faci așa, să-ți spun dofine. Da? Să iasă lava! Sunteți pregătite? Da. Voi sunteți pregătiți? Da. Bun, să începem. Avem bicarbonat, da? Da. O să-l punem aici. 6 lingurițe. Ah, stați așa, ce e mai important. Am uitat de o pâlnie făcută din hârtie. Corect? Corect. Așa. Și acum o să punem aici, în total sunt 6, nu, 5, cred că 5 lingurițe de bicarbonat. Pugăm acolo, da. Pugăm așa cu pensula să cadă. Mami, mai vreme făceai cu degetul. De ce? Așa. Așa, acum punem colorantul, da? Da. Îl punem pe tot. Când e cam greu. Ok. Hai să vedem dacă am reușit să-l turnăm pe tot, da? Și e rupe vulcanul. Cam greu. Mi-a ieșit cam greu treaba asta. Asta a fost că l-a ieșit cămață. O să mare. Și e rupe vulcanul nostru. Iuhu! Mi-a ieșit. Cam greu, dar a ieșit, nu? Vezi, aceasta este lava. O să curgă și pe jos? O să curgă, sigur că da. Dar nu aici. Dar nu aici. Aici a ieșit. Acesta este vulcanul nostru. Cu spumă. Da, este o spumă. Reprezintă lava. Nu? Da. Este primul nostru vulcan, primul experiment. Poate nu o să curgă și pe jos. Deci, punem acesta va erupe în continuare, vezi? Am făcut. La plăcut. La noi.